În această carte vorbesc despre dieta genetică, o dietă care se bazează pe profilul genetic al pacientului, profil genetic pe care noi putem să îl obținem în urma unui test de nutrigene. Testul este foarte simplu, nu este invaziv, este un tampon bucal sec, se face recoltarea la nivelul cavității bucale. Practic este un tampon îmbibat cu saliva pacientului. Probele recoltate se trimit într-un laborator din Italia pentru că deocamdată niciun laborator din România nu face astfel de analize. Practic, în acest test de nutrigene se face o secvențialitate a genelor care sunt legate de metabolismul nostru. În cartea autobiografică 7 ani la dietă, aventurile unei femei grase, autoarea Mari Vrânceanu, biolog nutriționist la Milano, i-a sfătuit pe toți cei prezenți la acest eveniment să nu țină niciodată cure de slăbire fără să consulte un nutriționist.